Preselecția pentru Festivalul Național de Folclor Lică Militaru a avut loc pe data de 12 mai, unde s-au prezentat 54 de concurenți. Dintre aceștia, doar 18 au reușit să treacă de juriu, printre ei regăsindu-se și 5 olteni. Este vorba despre Gianina David, Constantin și Cosmin Gaciu, Cătălin Pandurescu și Ștefania Strejescu. Deveniți un pol de interes pentru folclor, pentru că la preselecție s-au prezentat 54 de concurenți din toate zonele etnofolclorice. Selecția a fost drastică pentru că în final vor evolua doar 18 concurenți, deci practic o treime a reușit să treacă de preselecție, ceea ce se întâmplă foarte rar, credeți-mă, sunt în multe jurii naționale și știu că de obicei jumătate reușesc performanța să ajungă în concurs, jumătate se pregătesc pentru următoarea ediție. Aici a fost însă o selecție drastică. Asociația Artistică pentru Promovarea Talentelor s-a implicat în organizarea Festivalului Național de Folclor Lică Militaru din dorința de a susține câteva componente necesare promovării actului cultural de valoare. Un prim obiectiv îl constituie implicarea în fenomenul folcloric actual, care, după părerea noastră, are nevoie de susținere și promovare prin validarea folclorului autentic, cel care bucură orice generație, are valoare estetică și poate să rămână în memoria colectivă. Festivalul Național de Folclor Lică Militaru reprezintă un asemenea cadru unde poate fi aduse în actualitate cântece care constituie repertoriul de nuntă, dar nu numai. Cel care a avut ideea demarării acestui proiect a fost primarul orașului Drăgănești, Pantelie Rotaru, care a primit un sprijin financiar în valoare de 200.000 de lei de la Consiliul Județean. Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, își dorește ca acest festival să ajungă să aibă notoritatea celebrului festival Oltenii și restul lumii. Așa cum bine știți, Consiliul Județean de-a lungul timpului a încercat să implice în actele de cultură și de folclor din județul Olt. Prin Centrul de Promovare a Culturii Tradiționale Oltul încercăm să fim prezenți în mai multe localități. Pentru mine personal și pentru noi ca și comunitate este o sărbătoare, este o bucurie foarte mare că putem promova și putem pune în valoare talentele aduse din toate colțurile țării. Scena Casei de Cultură Ileana Constantinescu din Drăgănești Olt va fi gazda acestui festival concurs, care va avea invitații recital, nume mari ale folclorului românesc, tineri interpreți, dar și rapsoți și tarafuri.